Prezentarea se numește Make It Warbler și o să ajung la un moment dat, la motivul pentru care am numit această prezentare. În momentul în care am făcut prezentarea, am făcut un mic calcul legat de ultimii 20 de ani în care am activat ca și programator, ca și arhitect, ca și technical lead, ca și project manager și ulterior ca și scrum master. Deci la proiectele în care am fost implicat în acești ani și am observat, spre surprinderea mea, că marea majoritate a proiectelor acestora au fost, din păcate, urmând o metodologie waterfall. Pentru că așa a fost situația la momentul respectiv. Și mai mult decât atât, pentru că în același timp am avut și ore la master la Universitatea Babeș-Bolyai, nu doar că am practicat pe proiectele mele, dar le-am și predat. Și am stat și m-am gândit un pic care a fost experiența mea și comparativ cu ceea ce am făcut pe proiectele urmând waterfall și ulterior ceea ce am făcut pe proiectele care urmau metodologie agile, care mi s-a părut din punctul meu de vedere care au fost diferențele și cum am simțit eu această tranziție de la o metodologie la cealaltă sau de la un stil de metodologie la celălalt. Și ceea ce țin minte foarte clar era că de fiecare dată când mergeam pe un waterfall aveam foarte multe frustrări, iar aceste frustrări nu erau legate de proces, ci legate de faptul că în foarte multe momente din timpul proiectului eram forțat să fac compromisuri pentru ca lucrurile să meargă. Și mi se părea foarte ciudat lucrul ăsta, procesul era așa, mi se părea foarte curat, foarte bun, iar eu trebuia să fac compromisurile astea. Evident, proiectele erau ok, mergeau, le implementam, clienții erau mulțumiți, dar eu nu eram mulțumit în sinea mea pentru că nu urmam procesul așa cum trebuia. Deci nu făceam lucrurile așa cum trebuie. Ulterior, când am citit primele lucruri legate de metodologiile agile și de filozofia agilă, am avut așa câteva aha-uri în care am zis, mă, dar exact chestia asta am făcut. Deci am făcut bine. Deci în regulă. Deci compromisurile pe care le făceam dincolo, de fapt aici sunt oarecum, într-un fel sau altul, puse ca și reguli. Deci foarte fain. Și în momentul ăla, mie mi s-a părut că marea diferență dintre cele două metodologii era că prima se referea la un proces foarte strict pe care trebuia să-l urmăm pentru a realiza proiectele. Din păcate, foarte multe din proiectele realizate cu această metodologie aveau procente de succes de genul acesta, adică ceea ce vedeți că e roșu sunt proiecte care au fost eșuate, ceea ce vedeți că este în gri, mă rog, era mov, dar acolo apare gri, erau proiectele care s-au terminat într-un fel sau altul, dar s-au terminat prea târziu sau au ieșit destul de puternic din buget sau anumite lucruri, feature-uri din scop au fost eliminate. Iar celelalte 16% aici sunt proiectele de succes, deci un procent destul de mic. Atunci am zis că probabil că metodologiile agile au apărut tocmai din aceste frustrări și aceste compromisuri. Pentru că fiind aceste procente foarte ridicate de eșec, probabil că a fost foarte interesant să mergi la cei care au avut succes și să întrebi, dar ce ai făcut? Cum ai făcut de a avut succes? Și pe baza răspunsurilor primite, pun-se cap la cap, cred că așa acolo stă baza principiilor agile. Și după cum vedem, de exemplu, ca și o evoluție din 1994 până acum, în 2012 s-a făcut același studiu, dar împărțim proiectele în cele care au urmat waterfall și cele care au urmat metodologie agile și vedem că procentele de eșec, de succes și de eșec, se cam păstrează atunci când e vorba de waterfall și sunt simțitor îmbunătățite, departe de a fi perfecte, dar simțitor îmbunătățite atunci când vorbim de metodologie agile. Acum, un lucru care mie mi-a plăcut foarte mult era aceea că atunci când mi se pare că anumite practici, anumite lucruri care țin de metodologie agile sunt foarte naturale. Vin ca și o mănușă pentru o echipă de programare, pe o echipă de dezvoltare a proiectelor. Și întrebarea care mi-am pus-o și la care am încercat să găsesc un răspuns era, de fapt, de ce funcționează Agile? Ok, am înțeles, astea sunt lucrurile, astea sunt toate cele, astea e filozofia, dar de ce funcționează? Și am văzut că e o întrebare destul de bună, pentru că încercând să caut pe internet răspunsul, deci folosind evident Google, nu am găsit mare lucru despre treaba asta. Ce am găsit, de fapt, au fost răspunsuri din două categorii. Cei care ne spun cum funcționează Agile și ceilalți care spun de ce nu funcționează Agile. Deci sunt două extreme. Foarte puțin care ne spun
de ce ar funcționa Agile? Și atunci am zis, ok, internetul nu mă ajută foarte mult, haideți să mă duc la rădăcini și să văd valorile din Agile Manifesto, în ce măsură ar putea ele să-mi explice mie de ce Agile funcționează. Și aceste valori explică destul de bine, numai că explică foarte bine de ce Agile funcționează pentru clienții noștri, pentru clienții proiectelor noastre, nu pentru noi, pentru noi ca și echipă de dezvoltare. Cam peste tot în aceste valori, clienții sunt implicați. Colaborare cu ei, responding to change, tocmai ca să fim cât mai deschiși în modificările pe care le primim de la clienții noștri, working software, tocmai pentru ca clienții noștri, pentru ca utilizatorii finali să vadă mult mai des, să poată să perceapă, să facă un tracking al statusului proiectului și să poată vedea o evoluție, nu să vadă doar primul stadiu, mă rog, stadiul zero în care i-au dat niște specificații și stadiul final în care ei văd rezultatul acelor specificații. Deci cumva prea puține lucruri legate de echipa de proiect. De ce pentru echipă de proiect sunt utile acele, hai să zicem, acele principii și acele practici care țin de ce? Cum n-am aflat răspunsul nici aici, am zis, haideți să fac negarea. Oare de ce nu a mers Waterfall? Ce problemă are Waterfall de nu a mers în dezvoltarea de soft? Și răspunsul pe care l-am găsit este acela că Waterfall încearcă să te forțeze să urmezi un anumit proces. Ceea ce, în principiu, nu-i rău. Marea problemă aici este aceea că te simți de fiecare dată vinovat când greșești. Dacă n-ai dat o estimare bună, dacă s-a întâmplat ceva greșit în procesul de dezvoltare a proiectului, n-ai urmat procesul cum trebuie. Nu ai făcut pașii corecți, așa cum au fost descris în proces și de aceea nu ai reușit. Dar de foarte multe ori, a urma un astfel de proces rigid și bătut în cuie este foarte, foarte dificil, mai ales când vorbim de proiecte software. Și negând acest răspuns pe care l-am găsit, am ajuns la concluzia că Agile, de fapt, adaptează procesul la natura umană. Adică ia de bune anumite comportamente de care noi n-ar trebui să ne simțim foarte vinovați pentru că așa funcționăm noi și adaptează procesele după felul în care noi interacționăm. Și o să vă dau câteva exemple. Am scris un articol acum două numere în Today Software Magazine pe acest subiect și aș vrea să trec prin principalele lucruri pe care le-am găsit acolo. Unul dintre ele este legat de complexitate și modul în care noi tratăm complexitatea. De fapt, se pare că noi, ca și oameni, în natura noastră umană, avem o apetență sau o fascinație pentru complexitate. Și este un experiment foarte interesant, făcut de un profesor, Alex Babela, în urmă cu 50 de ani. Ce a făcut el? A luat o persoană, a pus-o în fața unui display și persoana respectivă vedea, din timp în timp, mai multe fotografii cu celule umane. Unele dintre celule erau celule sănătoase, alte celule erau celule cancerigene, erau celule bolnave. Ce trebuia persoana respectivă să facă, neavând un background medical, trebuia să identifice care dintre acele fotografii reprezentau cele sănătoase, care erau cele bolnave. Și era pe metoda try and error. Deci vedea o poză, zicea, cred că e sănătoasă și primea un feedback, e adevărat sau e fals. În funcție de asta, văzând 100 de fotografii și mergând pe această metodă, el reușea să obțină un procent de succes de 80%. Adică 80% dintre fotografii, 80 de fotografii din 100, reușea să identifice care este diferența dintre celulele sănătoase și celulele bolnave. Ce a mai făcut Alex Bavelas, a mai adus încă o persoană care a făcut exact același test în paralel. Doar că pe acea persoană a păcălit-o. Indiferent de ce răspuns dădea, primea un răspuns aleator de la sistem. Astfel încât, deci chiar dacă era corect sau nu era corect răspunsul, primea un răspuns aleator. Deci rata de succes a fost de 50% aproximativ în cazul lui. După ce au făcut acest experiment, cei doi subiecți, A și B, au fost puși să povestească împreună. Primul avea explicații foarte clare și foarte precise despre care ar fi diferența dintre cele două tipuri de celule. Al doilea însă avea niște răspunsuri foarte complexe și foarte subtile despre cum crede el, care crede el că e diferența dintre cele două metode. Când a avut loc această discuție, s-a întâmplat un fenomen tare interesant. Primul a fost fascinat de explicațiile subtile și complexe a celui de-al doilea și a zis în mintea lui, cred că am greșit eu. Nu se poate să fie atât de simplu. E prea simplu felul în care am gândit eu. Mai ales că cel de-al doilea era destul de convingător în ceea ce zicea. Ulterior, au refăcut testul, primul a coborât de la 80% la 65%, iar cel de-al doilea, primind răspunsurile corecte, a urcat de la 50% undeva la 60%.
Asta înseamnă că suntem foarte influențați de explicațiile care sunt complexe. Și observăm chestia asta foarte des cu colegii noștri din fel de fel de echipe. Când vine cineva cu o explicație foarte complicată, ce a auzit despre o nouă tehnologie, despre o nouă filozofie, zice, wow, ce tare e asta. Și ne place foarte mult ideea. Sau atunci când trebuie să implementăm, nu știu, o funcționalitate foarte simplă, inserarea unei facturi sau mă gândesc la ceva foarte simplu. Primul, de foarte multe ori auzit, ar trebui să facem un framework pentru chestia asta, pentru că ne-a rezolvat foarte multe chestii. Avem tendința să rezolvăm foarte complicat. Asta a făcut pe Stefan Roch să spună la un moment dat că în software development soluțiile complexe sunt greșite chiar dacă sunt corecte. Gândiți-vă la chestia, e foarte, mie mi s-a părut foarte, foarte faină. Ce face Agile legat de complexitate? Are acel concept de just enough. Just enough architecture, just enough design. Nu te gândi prea departe, prea mulți pași înainte, pentru că s-ar putea să nici nu mai ai nevoie. Fă atât cât trebuie în momentul ăsta. Simplifică cât mai mult. Deci cumva încearcă să contrabalanceze această tendință noastră de a merge către lucruri complexe. Al doilea lucru vine din estimări. Și anume din faptul că se pare că e imposibil să dăm estimări corecte în software. Punct. Din mai multe motive. Nu se zicea că era o vorbă care circula un dat pe net, nu mai țin minte exact cine a spus-o, că mersul pe apă și procesul de dezvoltare de software după specificații sunt foarte simple dacă ambele sunt înghețate, apa și specificația. Specificațiile se schimbă foarte des. E foarte greu să dai niște estimări corecte atunci când specificațiile se schimbă atât de des. Și în soft lucrul ăsta se întâmplă. Pe de altă parte, ce am observat eu e că acuratețea estimărilor nu depinde atât de mult de experiență. E adevărat că după un anumit grad de experiență, acuratețea este mai mare. Însă, există un procent foarte mare de eroare. Și există aici mai multe motive. Din păcate, nu am timp să mai spun că sunt mai multe exemple în această direcție. Există și motivații pentru care facem anumite estimări. Și unul dintre exemplele care îmi plac mie cel mai mult e că un coleg de-al meu, pe unul dintre proiectele pe care am lucrat împreună, pentru fiecare task, dădea o estimare 5 zile. Că era simplu, că era complicat, de zicea 5 zile. Și răspunsul era foarte clar din partea lui, explicația lui era foarte clară. Dacă reușesc să termin mai repede, în 3 zile sau în 4 zile, e super. Mă pot apuca de următorul task. Dacă nu apuc să termin în 5 zile, am sâmbătă și duminică să reușesc să recuperez. Deci motivația lui în spate era să nu greșească. El nu vroia să greșească, era teamă să greșească. El vroia să aibă toate estimările corecte, toate estimările clare. Și atunci este foarte greu să te bazezi pe astfel de estimare când există astfel de motivații în spate. Cu ce vine Agile? Ca să contrabalanceze această tendință noastră acest obicei de-a noastră de a nu estima corect. Dacă vă aduceți aminte, în Waterfall, estimează mai bine. Avem erori, estimează mai bine, încearcă mai bine, încearcă mai mult. Mereu te simți inconfortabil, nu fac destul de bine, nu sunt în stare să estimez bine. Ori ideea e că nu se poate să estimez mai bine. Și atunci în Agile există două lucruri. Pe de o parte, și așa eroarea de estimare este destul de mare, de ce să estimăm în minute, secunde, zile, ore, săptămâni, luni, etc. Hai să luăm un interval mult mai mic de valori, 10 sau 11 valori, hai să zicem șirul lui Fibonacci și să punem niște valori, niște puncte de complexitate sau story points, cum vreți să le numiți. S-ar putea să vi se pară că eroarea de estimare este destul de mare, că zici că una e de complexitate 3 și alta e de complexitate 8. Dar oricum este o eroare în ceea ce privește acuratețea estimării atunci când vorbim de soft. Deci nu e așa o problemă. Stăm mai puțin în a estima anumite feature-uri când folosim un astfel de sistem. În plus, nu se mai fac estimări individuale. Foarte des, în foarte multe metodologii, se pune ideea de a se pornește la ideea că se fac estimări în echipă. Se agrează la nivelul echipei. Nu mai dai tu o estimare pentru task-ul tău și o estimare pentru task-ul lui, dăm toți o estimare pentru toate task-urile. Ceea ce e foarte important. Mă rog, procrastinarea, cred că știți foarte bine ce este, dacă nu știți, nu sunteți oameni. E vorba de amânarea, fără niciun motiv, a unor lucruri importante pe care vrem să le facem. Acum, ce există aici în ceea ce privește metodologia Agile? Există acel luarea deciziilor în ultimul moment în care am putea să le luăm. Deci în momentul în care costul neluării unei decizii este mai mare decât costul luării unei decizii corecte.
Și atunci, decât să iei o decizie de proiectare, de arhitectură în momentul zero, mai bine o iei în momentul în care nu poți să faci altfel. Deci e ca un fel de amânare a acelei decizii până în momentul în care strigă. E un fel de procrastinare la nivelul întregii echipe, dar culmea e un fel prin care te ajută să nu procrastinezi. Pentru că știi că în momentul zero nu poți lua decizia, deci nu fac nimic până nu luăm o decizie. Trebuie clientul să ne dea specificațiile complete pentru chestia asta, ca eu să iau o decizie corectă de arhitectură. Și stai. Și nu faci nimic între timp. În agile se amână. Faci altceva până când reușești să iei o decizie atunci. Ok, legat de time management, aici e time management nu la nivel personal, cum era cu procrastinarea, ci la nivel de echipă. Și aici e vorba de sindromul studentului, pe care cred că toți ați auzit. Legea lui Pareto 80-20, în care în 20% din timp faci 80% din lucru. Și 80% din timp faci 20%. Adică undeva, într-un interval de până la 80%, lucrezi constant, după care constați că nu mai poți să mai termini ceea ce aveai de făcut și intri în criză. Și în momentul în care intri în criză, începe să crească foarte mult, exponențial, nivelul de efort pe care îl depui pentru a realiza. Ce face Agile? Evident că oferă un suport foarte bun pentru iterații. Asta nu ne înseamnă că ne schimbă nouă stilul și că brusc o să lucrăm constant. Nu, lucrăm la fel. 80%, 20%. Numai că la nivel de 2 săptămâni e altfel decât la nivel de 3 luni. Altul e efortul când cu o zi înainte de release ești un pic stresat decât să fii 2 săptămâni și să stai și weekend-urile, să stai până la 10 seara și să faci ceea ce trebuia să faci în celelalte 2 luni și jumătate. Deci, cumva, contracarează acest obicei, nu ne schimbă obiceiul, se bazează pe el, oricum este acest stres pozitiv, vom termina task-ul atunci când e vorba de deadline, dar și efortul pe care îl depunem nu este prea mare. La abordarea evoluțională e vorba de cele 2 abordări în care noi, pentru care noi optăm atunci când vrem să realizăm un lucru. Este acel plan-driven approach, în care tu poți să-ți împarți clar în mai multe module ceea ce e de făcut și să începi în prima fază, faci 2 module, în a treia 3 module, în a patra 5 module și așa mai departe până când termini produsul. Asta în cazul în care clientul știe foarte bine ceea ce are de făcut, cum să arate produsul final. Era și, foloseam de multe ori un exemplu foarte interesant, cu, poate l-ați văzut, cu tabloul Mona Lisa, în care clientul avea perfect imaginea Mona Lisa cum trebuie să arate în tablou, după care tu împărțeai în mai multe, într-o matrice, făceai 2 pătrățele într-o fază, alte 2 pătrățele în altă fază, până când termineai tablou. Ori, nici în artă, dar cum zicea și Adina, nici în software, pentru că software este o activitate creativă, nu merg lucrurile așa. Și atunci e o abordare evoluționistă, în care vine clientul și spune, aș vrea un portret de femeie undeva afară, și cam asta e specificarea, după care tu începi cu o schiță și zice, nu, e părul prea lung, sau e mâna prea sus, sau mai fă niște modificări. Faci niște modificări, vii cu altă schiță, vii cu niște culori, mai întâi pastelat, de ce nu vreau un pic mai dark. Și zâmbetul un pic mai interesant. După care mai topar și incremental ajungi până când obții tablou. Nu este ceea ce și-a imaginat clientul, pentru că nu-și imaginase chestia asta, nici n-avea cum, dar a zis, da, e perfect, este exact ceea ce îmi trebuie. Cam ăsta este modul în care acest evolutionary approach este cel în care merge și dezvoltarea softului și metodologia Agile oferă suport pentru astfel de abordare. Prin release-uri consecutive, prin working software. Evident, mai sunt și alte lucruri, cum ar fi ședințele retrospective, tocmai pentru faptul că noi ca și oameni învățăm din greșeli și atunci, deși în waterfall învățăm din greșeli la sfârșitul proiectului, aici învățăm din greșeli pe parcursul proiectului, ceea ce e mult mai natural, pentru că le putem aplica în timpul proiectului. Și storytelling, de ce se numesc user story-uri. De ce când povestim de feature-uri nu dăm niște specificații foarte, foarte precise, ci spunem o poveste despre experiența utilizatorului cu aplicația noastră. Tocmai că pentru noi au mai multă semnificație poveștile și le reținem mult mai bine, după care urmează o colaborare și intrăm în detalii și povestim în continuare cu clienții. Și pentru că am ajuns în faza asta de storytelling, e o poveste care mi-e place foarte mult și care are oarecare legătură cu... Nu oarecare, are o legătură, că altfel nu vorbeam despre ea, cu prezentarea mea de astăzi. Și povestea este cam așa. O mamă își lasă copilul în baie, într-o vană, să se joace. Dă drumul la apă și copilul se joacă cu rățuște și cu alte jucării în vană. La un moment dat el țipă și strigă, mamă, fă apa mai caldă. Da? Deci de asta și numele prezentării, Make it warmer. Mama vine, pune mâna în apă și vede, băi,
destul de caldă, dar dacă el zice, o dă mai fierbinte. La care copilul țipă și mai tare. Nu, fă-o mai caldă, fă-o mai caldă. Și în momentul ăla mama realizează că de fapt în mintea copilului e lucrul ăsta. El vede apa rece într-o extremă, apa fierbinte în cealaltă extremă și cald la mijloc. Este starea normală, starea de ok, de confort. Atunci când noi zicem fă mai caldă, întotdeauna ne gândim la zona asta, de la rece la cald. În schimb, el vorbea invers. El vrea de la fierbinte să ajungă la cald și zicea mama, fă mai caldă, fă apa mai caldă, du-te spre cald. Și cumva lucrul ăsta se întâmplă și atunci când vorbim despre metodologii, despre waterfall și despre agile. Pentru că de cele mai multe ori suntem tentați să vedem la o extremă metodologiile waterfall și la cealaltă extremă metodologiile agile. Ori metodologiile agile, tocmai am spus, cel puțin din punctul meu de vedere, că se adaptează naturii umane, deci ar trebui să fie normal. Și într-adevăr, ele sunt la normal și în partea asta este haosul. Atunci când zicem be more agile, noi de fiecare dată ne referim la zona asta. De la waterfall, fii mai agil. Însă, exact același lucru ar trebui să se întâmple și invers. Când nu ai niciun proces, când nu ai nicio practică, când nu faci nimic, faci totul după capul tău și cum se întâmplă, aștept să apară o criză ca să reacționezi, atunci ești în haos. Și be more agile înseamnă totuși să aplici anumite operații, mă rog, anumite practici de acolo. Acum, povestea e destul de interesantă. Am întâlnit și o imagine de genul ăsta care mi-a plăcut foarte mult, legat de agile și de cultură, birocrația, mă rog, waterfall-ul de o parte și caosul în cealaltă parte. Și am constatat că cele două abordări pe care le întâlnim de cele mai multe ori pe net sunt abordările care împing omulețul ăsta care stă aici, ba în stânga, ba în dreapta. Sunt cei care se ocupă de procese și îți descriu că dacă vrei să faci Scrum, păi exact cum scrie în cartea asta, ei îți explică cum se face agile și dacă nu faci așa, vai de tine. Deci asta este un fel de abordare rigidă a agilității, un paradox destul de interesant și foarte des întâlnit în ziua de astăzi și sunt cele care zic, e un haos complet, acolo nu se întâmplă nimic, nu mergeți pe agile pentru că nu o să fie nimic, proiectele voastre o să intre într-o derivă și nu o să, și nu o să le terminați. Bun. Singurul lucru pe care cel puțin eu l-am identificat, care ține de natura umană și pentru care Agile nu a găsit act de cojoc și e un important, este apetența noastră pentru best practice-uri. Urmărim best practice-uri, vrem să auzim, citim best practice-uri, vrem să le aplicăm exact așa în proiectele noastre. Am lucrat într-o echipă Agile, am învățat că niște lucruri mergeau acolo excelent, vreau să le aplic și dincoace, pentru că știu că merg. Ori, cu totul un alt context, s-ar putea să nu funcționeze. Până să aflăm că nu funcționează, s-ar putea să facem mai mult rău decât bine urmând niște best practice-uri. Și am un exemplu foarte interesant din cauza timpului, nu mai pot să-l fac aici. Este o matrice de genul ăsta de 10x10, l-am aplicat și eu pe studenți, l-am aplicat și în alte conferințe. Și ideea e așa. Aveți 20 de secunde la dispoziție, mergeți de la 1 până unde puteți în aceste 20 de secunde, în ordine crescătoare. Și de obicei, mă rog, 1, 2, 3, 4, în fine, ceva de genul ăsta, de obicei în 20 de secunde recordul cam e 18. Cam am fost la o conferință în Austria, a fost ceva cu 24 și bănuiesc că a trișat, dar în fine, mai mult de 18, încă n-am văzut pe nimeni să ajungă în 20 de secunde. Ok, acum nou record de 24, deci... Așa, ideea este că dacă asta ar fi un proiect și așa ați începe, ați începe să căutați, pe măsură ce tot căutați, s-ar putea, dacă sunteți și atenți la ceea ce faceți, să constatați la un moment dat, când ajungeți pe la 49 sau 50, că de fapt în partea stângă sunt numere impare și în partea dreaptă sunt numere pare. Și atunci căutarea începe să devină mult mai simplă. Asta este experiența pe care o câștigați. După ce apăsați câțiva pași, iarăși, la un dat vă dați seama că, de fapt, aici e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, fiecare număr este într-un nou cadran. Și deja căutarea este mult mai simplă și accelerați până ajungeți la 100. Acum, dacă v-aș da, sau dacă aș da același test cuiva, ar face în 20 de secunde mult, mult mai mult. Problema e alta. Problema e că următorul proiect nu o să fie așa. Și următorul proiect o să fie o altă matrice de 100 de numere și ce o să facem noi? O să vedem dacă șablonul ăsta e acolo. Când vedem că nu e, o să căutăm un șablon.
Și când vedem că trece timpul, începem să căutăm numere și ajungem pe la 7 sau 8 în 20 de secunde. De aceea, câteodată, best practice-urile mai mult ne încurcă și ne aduc probleme în ceea ce facem decât să ne ajute. În loc să ne suplecăm, mânecele să vedem ce experiență căpătăm din proiectul ăsta, ca după aceea să se acceleze pe parcurs. Noi vrem să aplicăm șabloanele pe care le-am aplicat în trecut. Și de multe ori când facem treaba asta, vedem la cineva că a mers un lucru, îl copiem, fără să înțelegem de ce îl facem. Și ajungem în situația asta. Spuneam că am fost, mai am două slide-uri, în mod normal aici ar fi trebuit să se termine prezentarea, dar mai am două slide-uri pentru că am fost la Viena și acolo s-a întâmplat un lucru foarte ciudat pentru mine. Am fost la o conferință numită Agile Tour și ce am văzut la conferința respectivă a fost că toți keynote speakerii, deci toți, fără nicio excepție, trei dintre ei, plus încă un alt speaker, vorbeau urât de Agile. Nu vorbeau bine deloc. Spuneau că trebuie să ajungem la următorul nivel. Agile s-a terminat, trebuie să mergem la următoarea etapă. Și mi s-a părut foarte ciudat că o conferință despre Agile și vin ei să-și facă conferința lor și să vorbească. Eu care venisem cu mesajul că Agile e foarte natural, nu fie atent ce depășit îți. Și una dintre ideile care le-am văzut acolo și care mi-au plăcut era chestia asta. Era un citat care spunea că fiecare cauză mare începe printr-o mișcare, se transformă într-un business și se termină printr-o escrocherie. Și cel care povestea, Joseph Pelerin, care este, mă rog, un elvețian cu foarte multă experiență, culmea el, are toate certificările posibile, spunea că în ceea ce privește Agile-ul suntem la nivelul de racket, suntem la nivelul de escrocherie. Deja începem să dăm și să povestim și să povățuim pe ceilalți ce trebuie să facă când habar n-avem dacă lucrurile alea se aplică sau nu se aplică pe proiectele lor. Și ideea cu care a venit el și care mi se pare foarte interesantă și am și zis că poate mai sap un pic și ies un articol de Today's Software Magazine cel puțin, este aceea de MVP, unde MVP înseamnă Minimal Viable Process. Și să-ți customizezi tu procesul cum vrei tu. Asta e o nouă treaptă de agilitate. Să iei practicile pe care le știi, să le customizezi, să le alegi și să-ți faci procesul minim pe care să-l urmezi și care să fie aplicabil pe aplicația pe care, sau pe proiectul pe care trebuie să-l construiești.